Frați și surori, suntem astăzi aici să ne luăm la revedere de la Sergiu. Așa cum am mai spus și data trecută, suntem mai puțin cu unul. Cerul e mai bogat cu unul. Doamne, ai milă de noi și îndură-te de cei care am rămas. Așa cum ai și fratele Daniel. Mi-aduc aminte de ziua când am pregătit bazinul. Daniel îmi spunea, zice, o să fie un frate mare. Nu-l știam. Când l-am văzut, am zis, o să puteți să-l scoateți din bazin. Suntem aici să ne luăm la revedere de la Sergiu. Încercați să vă aduceți aminte când vă sunea Sergiu. Și vă întreba, ce faceți? Cum sunteți? Când dorea să fie alături de voi, să petreacă timp alături de voi, încercați să vă aduceți aminte de lucrul acesta. Și astăzi suntem aici. Și cred că Sergiu și-ar dori să poată să spună. Să nu ne pierdem credința, să avem nădejde în Dumnezeu, că El este la Tatăl. În ziua care Sergiu a ales să fie în apa botezului, a ales să îmbrace o haină nouă. În ziua aceea s-a îmbrăcat cu o haină albă. Astăzi alege să primească haina de insubțire pe care Domnul Iisus i-a pregătit-o. Nu vă tulburați, nu vă pierdeți nădejdea. Este într-un loc plin de pace. Este într-un loc pe care Domnul l-a pregătit pentru noi, pentru fiecare. Aseară, fără să știu, eram aici, la îndemn, la rugăciune și am citit din Evrei 12, de la versetul 1 și spune: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Amin. Și cine sunt martorii? Acum în rândul lor este și Sergiu. Este unul dintre martorii lui Dumnezeu care ne spune că se poate. Se poate să alergăm. Se poate să dăm la o parte orice piedică. Așa cum le-a dat și el, așa putem să le dăm fiecare dintre noi la o parte. Încă o dată spun, haideți să ne aducem aminte cum era Sergiu și cum și-ar fi dorit să fim noi acum. Să stăm în prezența lui Dumnezeu, cred că fiecare dintre noi, și să putem să spunem, îl iubesc pe Domnul. Cred că și inima lui, până în ultimul moment, a spus, te iubesc, Doamne, și vreau să fiu acolo. Dar știu că poate nu te atingi de mine, dar știu că vreau să fiu cu tine. Și Dumnezeu a ales să fie cu el. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă mângâie inimile. Nu vă tulburați. Dumnezeu să lase pacea lui peste fiecare dintre voi. El să se îngrijească de micuți, el să se îngrijească de Lenuța. Și nu uitați că Dumnezeu este cu noi în fiecare zi. Haleluia! Îl lăudăm pe Dumnezeu în toate lucrurile. Nu știu de ce Dumnezeu a ales așa de vreme să-l cheme pe Sergiu acasă. Dar știu că a avut un plan cu el. Știu că are un plan cu tine. Știu că are un plan cu mine. Și astăzi dorim să lăudăm pe Dumnezeu în continuare. Doamne, Tu ești mare, chiar și în încercarea aceasta, chiar și în despărțirea aceasta. Tu ești bun. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ne dai și pentru încercări și pentru binecuvântări, pe toate le primim, Doamne. Ăsta este Dumnezeul nostru, ăsta este Dumnezeul lui Sergiu. Și aș vrea să vedeți că nu aici se termină lucrurile. Aș vrea să vedeți că Dumnezeu se va îngriji în fiecare zi de Lenuța, de copii, de familie.
că El este Tatăl nostru și El ne va purta de grijă. Timpul este înaintat. Haideți să ne aducem aminte cu plăcere de Sergiu. Haideți să ne aducem aminte cum vădojenea Sergiu. Să ne aducem aminte de momentul acela când vă spunea fiecăruia dintre voi că vă iubește și că vă e dor să fiți cu el la masă, să veniți pe la el, să fiți împreună cu el și vă vorbea despre Dumnezeu, cât de bun e el. Domnul să fie lăudat în toate. Acum este acasă, Domnul i-a pregătit cu tuna de mireasă. Sperăm să fim și noi acolo cu Sergiu într-o zi. Și să stăm la masă cu Domnul și împreună cu toți sfinții. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.